Lucrările derulate prin Fondul de Mediu însumează la nivelul județului Dâmbovița aproape 50 de milioane de lei, conform alocării financiare făcută pentru anul 2015. Vă spuneam că vești bune avem și de la Fondul de Mediu. De ce sunt foarte bune? Anul acesta avem o alocare dublă față de anul trecut. Deci dacă anul trecut am avut 25 de milioane, anul acesta avem 49 de milioane, 995.343 de lei pentru lucrările care sunt în curs. Fac precizarea că Fondul de Mediu va scoate în prima etapă proiectul Rabla pentru anul 2015 și în cea de-a doua etapă va trece la finanțarea proiectelor de parcuri. Avem Parcul Consiliului Județean și depuse proiecte de parcuri la Moren, la Titu, la Găiești și Târgoviște, Parcul Consiliului Județean. Și vom primi o alocare suplimentară. Banii vor ajunge în 15 localități ale județului unde se fac diverse investiții pe mediu. Printre beneficiare se află comunele Cornești, Doicești, Hulubești, Malu cu Flori, Mătăsaru, Poiana sau Târtășești, fiind pe această listă și orașul Răcari. Pentru comuna Glodeni se vor aloca bani suplimentari pentru activitatea de împădurire, valoarea proiectului respectiv fiind de 2 milioane și jumătate de lei.